Nebunie, toată lumea este în extaz. TikTok-ul a explodat, băieți și fete. Bine v-am regăsit la un nou episod. Aici Red cu voi. În seara asta ne uităm la cea mai mare chestie ce s-a întâmplat în ultimul timp la noi pe TikTok. Adică în momentul de față, în câteva ore, videoclipurile astea două, mă refer la videoclipul lui Abi și al lui Diana Condurache, că au făcut collab împreună, ceva collab din asta în 5 ore, au făcut peste 3 milioane de vizualizări împreună. Ceea ce e destul de huge. În 5 ore, două videoclipuri să explodeze așa de tare de la doi oameni diferiți, numai de aia pentru că au făcut un videoclip împreună, e ceva huge. Și lumea, bineînțeles că mi-a scris pe Instagram și peste tot. Asta e cea mai cringe chestie, să zici ca un YouTuber. Mi-a scris lumea pe Instagram că fă despre chestia asta, fă despre chestia asta, dar e pe bune. E pe bune. Așa că am zis că hai să vorbim despre nebunia asta, nu dacă tot e până acolo. Este vorba, v-am zis, despre Abi Talent, pe care nu l-am mai văzut de foarte mult timp. Am vrut să fac și videoclipul ăsta din cauza faptului că oricum urma să fac un videoclip despre Abi din seria aia mea, gen unde a dispărut anumiți TikToker, unde a dispărut anumite vedete, whatever, înțelegeți voi, seria aia mea cu unde a dispărut X. Urma să fac un episod despre Abi, pentru că Abi a venit așa dintr-o dată, a explodat incredibil de mult și după aia a dispărut complet de pe fața României. A avut unele bifuri cu Vele, a avut bif cu cine mai a avut bif, cu Exploit, a avut bif cu Shelly, a avut bif cu oameni de genul, în fine. A fost un personaj interesant Abi Talent și este în continuare aparent, pentru că a apărut din nou, a apărut din nou, după 2 ani, a postat piesa asta Ton Ton acum 2 ani, după aia a dispărut complet de pe fața internetului, probabil a mai apărut pe TikTok din câte știu eu sau pe Instagram, nu-l urmăresc, deci n-aveam de unde să știu chestiile astea, gen dacă am mai pus un story, vreo postare sau whatever, dar oricum nu mai fost, să zicem așa, în lumina reflectoarelor, mamă, ce crin sună, în lumina reflectoarelor de mult timp, așa că Abi a reapărut din nou pe TikTok cu chestia asta. Via, spune-mi de ce mi-ai dat loc. Când te puse cu pula și nu suportam deloc. Ai. AI-ul ăsta, mă frate, tot mai scary și mai scary. AI-ul ăsta, mă frate, a evoluat incredibil de mult și lumea acum a început să antreneze pachete de voce la tot felul de oameni de ăștia populari de la noi din țară și să facă piese cu ei. A apărut AI-ul ăsta cu piese la Caterinca. Deci oamenii efectiv fac piese pentru artiștii ăștia și îi pun să zică versuri de astea interesante și funny, cum a fost și în cazul ăsta cu Diana Condurache. Gen, îmi dădeai poze cu p*** și nu suportam deloc. Mă cheamă Abi și-mi place de parez. Și când își mișcă limba așa. Sunt Diana Condurache și vezi că mă enervez. Prin să-mi dau drumul peste tot pe fața ta. Hey yo! Hey yo! Condurache, nasty as fuck, man! Văd aici în comentarii numai, oare ce zice iubita lui Abi? Uite, asta zice iubita lui Abi. Stați că vă arăt acum. Via, spune-mi de ce mi-ai dat loc. Când te puse cu pula și nu suportam deloc. Na, asta zice. Prea multe s-au întâmplat într-o singură zi. Mă, frate, dacă asta înseamnă să se întâmple multe într-o singură zi, îmi pare rău, frate, îmi pare rău pentru attention span oamenilor. Înseamnă că TikTok-ul le-a prăjit creierul complet. Deci dacă s-a întâmplat chestia asta și lumea zice că mamă, cât de multe s-au întâmplat într-o zi, aia înseamnă că e grav, mă, frate, ești nebun. Dar oricum, lăsând la o parte toate chestiile astea, trecând peste, v-am zis, e nebunia asta cu AI-ul, mă. E nebunia asta cu AI-ul. Toată lumea face acum meme-uri cu AI-ul ăsta. Precum chestiile astea. Abi, sunt Abi din Buzău, să-mi bag pula în culul tău. Sunt țaga uraganul și m-au lovit la pula. Sunt crân de la ploiești, toată pula să-mi obelești. Dacă mă te rog de aici, că deloc nu știi să citești. Da, deci v-ați prins, cam nebunii de astea se fac pe acum pe TikTok și văd că e destul de mare trendul. Am mai scos încă o piesă că auzi, nu like, mai puteam de fana mei urâtă, stau cu ea pentru mâncare. Sunt ultimul ratat, mă urechi, o să știam parcare. Nu mai fac vizionări, nu mai am bani pentru cereale. Bani pentru cereale. Bine, bă, vă dați seama, frate, că e ceva copil de vreo 15 ani, cred, sau copii de ăștia, copii, frate, ești nebun, care fac chestiile astea. Și ce versuri, la ce versuri se gândesc? Nu mai am bani de cereale, frate, na. Trebuie să ceva să rimeze, știi ce zic? O intra pe rimează.org. E funny rău de tot, mă, chestia asta, ești nebun. Ați văzut, XXXTentacion de România, Abi Talent. Dar da, mă, oricum, eu știu, eu înțeleg un pic de ce a făcut Abi chestia asta. Dacă stai un pic să te gândești, adică îi tot scandalul ăsta cu Alvarez și cu Diana Condurache. Bine, nu pot să zic neapărat că e scandal, dar se vorbește despre chestia asta. Lumea vorbește despre faptul că Alvarez acum, mai ales că a fost episodul ăla cu Condurache și cu Alvarez la Detectorul de Minciuni. Trebuie să apară și Detectorul de Minciuni cu mine și cu Zapi, de-abia aștept. Deci da, a fost Alvarez și cu Condurache
la detectorul de minciuni și o explodat episodul. A explodat incredibil de mult. A fost și tremure de la Alvarez. Deci oamenii ăștia doi îs vorbiți în ultimul timp. Și Abi, bineînțeles că îl știți pe Abi, că mereu a fost așa un low-key marketing genius, să zic așa. Abi s-a gândit, cum să revin în relevanță? Boom! Folosind Diana Condurache. La lejer, a fost simplu, simplu rău de tot, cu un TikTok din asta a explodat, omul chiar s-a gândit bine și nu cred că o să da foarte mult să se gândească, deci respect pentru chestia asta, I guess. Îs curios acum să văd ce scoate Abi, pentru că având în vedere că și-a făcut intrarea asta, să zic așa, din nou în scenă, aia înseamnă că urmează să scoată ceva interesant, deci îs curios să văd ce o să scoată, înseamnă că o să avem mult content în următoarele zile. Sau săptămâni, sau luni, sau whatever. Anul ăsta cel puțin sper că a fost cam mort. O a făcut oamenii, fraților, deja mimuri cu chestia asta. Abi Talent și Diana Condurache s-au împăcat și au făcut două videoclipuri împreună. Mamă, ăștia au deja pagini de AI. Ăștia au deja pagini de AI, gen ca să zică știrile ce se întâmplă pe TikTok-ul românesc. Sunt Diana Condurache și vezi că mă enervez. Trebuie să-mi dau drumul peste tot pe fața ta. Ce părere aveți, vericilor? Ce părere aveți, vericilor? N-aia da, frate. A lăsat un comentariu și a apărut la finalul acestui videoclip. Dacă vrei să apar și tu la finalul următorului meu video. Dacă vrei să apar la următorul video al lui băiatul ăsta, eu zic să-i lăsăm un comentariu. Vreau să apar un clip. Da, deci cam astea-s meme-urile. Nu-s neapărat cele mai interesante meme-uri, sincer, dar măcar îs. Știi ce zic? Oricum, e destul de fresh toată treaba asta, deci în zilele ce o să urmeze o să mai apară meme-uri cel mai probabil. Și oricum, vă țin la curent în legătură cu tot ce se întâmplă pe internet, știți bine. Daria Red, dați like, subscribe să facem 500k cât mai repede. Subscribe pe canalul secundar unde fac live-uri. Și bă, neapărat să intrați pe canalul meu secundar, că postez în fiecare zi, câteodată chiar și 3 clipuri pe zi, bă. Și content bun. Reacționez la tot ce se întâmplă pe la noi prin țară. E interesant. Haideți și voi pe acolo pe canalul secundar. Pe bune, lăsați un subscribe să facem 100k cât mai repede, că o să fac stream, poate chiar maraton, sabaton din ala nebunie. O să fie crazy. Follow pe Insta bogdi.w și ne auzim episodul următor. Peace. Subscribe, mă. Hai să facem 500k. Pe bune vorbesc. Trebuie să scoatem merch, trebuie să facem investigație paranormală. Nebunii, o grămadă. Vine content insane. Atâta vă zic. Puneți-vă bine pe spate. Nu. Subscribe. Sit inside, wait, in my driveway. Get some shooters, shoot like underlay. Get it underlay, out your way. Get it out my face. It can't make no sense, I'm begging man. Oh, I got that cake. Oh, I cannot shake, can't relate. Oh, I shake and bake. Oh, you give, I take. I run, I pace, then I count a trade. Oh, I count like eight.